Spuneți-mi și voi dacă nu vreți să vă treziți în fiecare zi cu părul arătând așa. It's memo ala cu Chandler being din Friends. Zice gen, what? I had a hard day. Asta sunt eu acum. O să mănânc un pahar de whisky. M-am gândit să fac... Nu știu la ce m-am gândit. Days of good hair. 7 days of good hair. Yes, everybody. Hey, mami, ce gândim să fac asta? Salut fetelor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Look at this bounce, baby. Am exact 3 agrafe la dispoziție. Viața! E o nouă zi și am găsit un nou șampon uscat. Mother of fărciuni. Mother of fish. Și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi începem un episod de beauty ceva mai neconvențional, în ideea în care m-am gândit să fac... Nu știu la ce m-am gândit. M-am gândit la un titlu și cât de bine ar arăta treaba asta în video. 7 Days of Good Hair. Ar fi trebuit să fiu în drum spre Sani și Adina, pentru că Sani a făcut șnițele și l-a chemat pe Raul și Raul m-a sunat pe mine, gen, hai până la Sani că a făcut șnițele și m-a chemat. Și eram gen... Tocmai am ieșit din vană. A fost genul ăla de zi de luni în care mi-am permis să plec de la birou la ora 6, deși episodul de beauty nu mi se încărcase și a fost o adevărată nebunie. Și am zis, ok, știi ce, o să ajung acasă, o să-mi pun un serial, mă pun în vană, fac o baie, mă spăl pe păr. It's memo ăla cu Chandler being din Friends, care stă în vană cu spume și cu un pahar de vin și zice, gen, what? I had a hard day. Asta sunt eu acum. O să mănânc un pahar de și mă sună că trebuie să mergem la Sani, la care spun, ok, dar eu tocmai am ieșit din vană și am părul ud. Trebuie să mă usuc pe păr și vreau să-mi pun pe bigudiuri, știi? Dar el îmi zice, hai tu, Ali, dă-le acolo de bigudiuri. Știi ce? De atâta timp vreau să încep să fac video ăsta. Până la urmă, sunt 7 zile, trebuie să filmez în fiecare zi și să vă arăt cum arată părul meu în fiecare zi și cum îl mențin așa timp de o săptămână. Dacă nu încep luni, când să încep? Here we go, Monday! Îmi place ce setare de lumină am aici acasă. Șmecheria pământului. Asta e o lampă pe care a făcut-o Raul. Am spălat pe păr, șamponul pe care l-am folosit este șamponul de la Kerastase Elixir Ultim, cel auriu, o să-l pun undeva pe aici. După care am folosit balsamul de la Morocanoi, balsamul pe care eu îl folosesc de obicei, după cum bine știți. Înainte de a usca părul, da, atât de drept este părul meu după ce îl usuc, de asta încerc să vă spun că în continuare încerc cumva să obțin alte texturi și mai mult volum, pentru că părul meu este foarte drept după ce îl usuc. Înainte de uscare am folosit o spumă de la Goldwell, care adaugă puțin volum. Eu m-am tuns destul de recent, așa că părul meu este drept, l-am părțit cu cărare pe mijloc. Thermomixul este pornit în bucătărie, urmează să punem la fiert bigudiurile cu ceară, știți voi bigudiurile alea pe care vi-am arătat prin Instastories. Sunt bigudiurile lui mama, sincer, nu să mi le-a dat mie și Raul mi le-a recomandat, spunând că nu ai cum să-ți strici părul folosind aceste bigudiuri. O să încerc să vă găsesc un link undeva pe net ca să vi-l las în descriere. O să trebuie să știți că dacă dați o tură prin magazinele specializate pe cosmetică și haircare, cu siguranță o să găsiți și aceste bigudiuri care, Doamne ajută, sunt antice de când lumea mama le folosește de foarte mult timp. Punem o oală cu apă la fiert, în cazul meu am folosit termomixul, l-am pus pe 100 de grade, aștept să fiară baba, după care o să băgăm bigudiurile, funcționează exact ca la paste, după care o să vă arăt cum mi le pun în păr. Și ăsta e termomixul. Hai să mergem! Nici măcar nu l-am uscat cu peria, dacă vă vine să credeți. Sunt de părere că părul, dacă are destulă hidratare, reușește să stea foarte bine imediat după sculare. Termomix! Ce gândim în seara asta? Niște bigudiuri! Avem aici bigudiurile, cam așa arată ele. Și o să le punem la fiert, în termomix. Cred că sunt în jur de 24 de bigudiuri. La fel am folosit și în Maroc, cred așa, în jur de 24. Doar că în Maroc aveam unele cu burete, nu cu ceară. Din nou, acestea se încălzesc undeva la 100 de grade. Dacă le punem la fiert, ceara se încălzește la 100 de grade și la 100 de grade părul tău pur și simplu nu are ce să pățească. Nu e ca și cum îl faci cu
160 de grade ca la placă sau știu eu, la undulator. Good. Hai să le punem la fiert. Să scoatem termomixul de pe cuțit, să nu le taie. Să-i dăm 5 minute jumate pe 100 de grade. Scoate cuțitul. Așa. Dragilor, sunteți curioși și voi ce fac aici? Nu-i absolut nimic de mâncare, să știți. Sunt doar bigudiuri din plastic. Mi-am desfăcut părul de pe bigudiuri și l-am făcut puțin așa, l-am despărțit cu degetele. Nu găsesc șamponul uscat, ar trebui să-l dau cu șamponul uscat acum, însă în orice parte îl pui arată bine. Păcate, cu bigudiurile astea nu prea am cum să dorm. Și dacă mă pat cum e, pentru că sunt foarte tare. Dar ne vedem mâine dimineața. As my lawfully wedded husband, in sickness and in health, until death parts us. I, Ross, if you love to be, I, Ross, I, Ross, take thee, Emily, take thee, Rachel. Ciao, this is Ross. Și Phoebe la telefon, normal. Emily. Bună dimineața, aceasta este a doua zi de 7 Days of Good Hair. Am dormit cu părul pus așa pe moațe ca să nu mi se strice bigudiurile. Din păcate, tot ceea ce am reușit eu să fac cu aceste bucle frumoase de aseară în păr a fost să mă uit la Friends cu Raul. Bineînțeles, voi puteți să începeți challenge-ul ăsta în orice zi. Habar n-am, îl poți începe vineri seara și atunci poți să-ți lași părul frumos cu bigudiuri. Oricum, peste noapte, sinceră să fiu, vă recomand să faceți și voi asta, să rotiți părul pe degete și să-l prindeți cu niște agrafe. Pentru că dimineața pur și simplu părul îți stă bine, adică nu ai prea multe de făcut, trebuie să-l desfaci, treci puțin degetele prin el, dai cu puțin fixativ and there you go, ai un păr extraordinar de dimineață. Și sinceră să fiu, chiar nu găsesc o coafură mai bună de micul dejun decât părul ăsta, prins pe moațe. Bei o cafea, faci niște ochiuri, începi și tu ziua ca lumea. Atât de multe beneficii în a dormi cu părul așa peste noapte. În primul rând îl coafez fără căldură, bineînțeles, eu am vrut să mențin efectul bigudiurilor. Îți stă super bine în fiecare dimineață, adică ce poți cere mai mult de atât? Adică să te trezești așa dimineața, cu părul arătând așa. Când de obicei stă nici cum, nu are volum, nu are o formă, nimic. Look at this bounce, baby! Mă duc să aduc șamponul uscat. Pentru că știu că îmi dă volum și puțină textură părului. Așa că o să-l aplic pe rădăcină. Să nu mai punem la calcul faptul că acest șampon, fiind alb, îmi accentuează și nuanța asta de blond-alb, care, apropo, e puțin gri, era chiar puțin albăstruie aici la baby hairs înainte să-l spăl, dar arată destul de bine. Încă e puțin albastru în realitate, dar pe video se vede alb. Am și terminat. Șampoanele astea uscate... Cum tot timpul că vrei să arăți ceva? Șampoanele astea uscate sunt de la Batiz și le găsiți în farmaciile Sensiblu. Eu am super mare noroc că am unul fix vis-a-vis de birou și merg tot timpul să-mi cumpăr. Ultima oară cred că erau și la ofertă și luasem două, era 1+1 sau nu mai știu. Anyhow, am mers la București, luasem două șampoane. Când am mers la Carol în apartament, mi zice, a, păi și eu am văzut că erau la ofertă și am luat, am scris unul pentru tine. Și eram gen așa din toată cu 4 sau 6 șampoane uscate, pe care nici nu le puteam duce cu noi pentru că au 200 de mililitri, adică le poți pune doar la cală. Bun, l-am terminat. Avem tot timpul din lume să folosim toate șampoanele uscate și toate spray-urile de textură și toate pudrele de volum. Spuneți-mi și voi dacă nu vreți să vă treziți în fiecare zi cu părul arătând așa. Să nu vă aud. Deci nu cred că există cineva care nu vrea să se trezească cu părul așa. Și nu trebuie să faceți foarte mare efortul pentru a avea acest păr. Adică și dacă nu ai varianta cu bigudiurile, bigudiurile sunt foarte bune atunci când ai doar o jumătate de oră la dispoziție, părul ți-e uscat și vrei pur și simplu să ți-l faci creț foarte repede, fără a folosi totuși placa sau ondulatorul. Însă, cred că toată lumea are la dispoziție câteva bobby pins. Pur și simplu îți prinzi părul așa, în momentul în care mergi la culcare. Și treaba asta, în mod evident, o să o facem și în seara asta pentru a putea păstra un look destul de drăguț până miercuri.
Am ajuns la birou. Astăzi filmăm un video pentru Foreo. Este un first hand-on review. Cam așa arată părul meu a doua zi. Am cumpărat de jos un fixativ și le-am dat cu un pic de fixativ. Trebuie să merg până la farmacie să-mi iau și șampon uscat și să-i zic lui Raul să-mi aduc o pudră de volum de la salon. Dar asta pe mâine. Părul meu nu mai este cum ar trebui să stea acum. O să-l pun pe moață peste noapte. Sincer, oricât de rău ți-ar sta părul seara, dimineața o să stea mult mai bun decât cu așa. Acum chiar e varză. SevenDaysOfGoodHair. Știi, pe fiecare zi se-am păr fain. Neața! E o nouă zi și am găsit un nou șampon uscat și părul mi s-a stricat peste noapte, însă tot bine stă, vă dați seama. Hai să-l desfacem, să vedem cum o să stea astăzi părul. Da, ia să mă dau eu cu niște cremă între timp. E o cremă de la clinică, însă de skincare o să vorbim într-un alt episod. O să o pun pe față până îmi dau jos bigudiurile. Bigudiurile, auzi, doamne. Agrafele. Sora mea tocmai a ajuns la Cluj. O zi super însorită, cred că e prima zi de primăvară cu adevărat, cred că sunt 20 de grade. Și părul stă bine din nou. Nu știu, oare ar trebui să vă reamintesc că părul meu este de fapt foarte drept după ce îl spăl. Cred că ați văzut în prima zi cât de drept îmi stătea și pur și simplu l-am uscat, nici măcar n-am pus peria pe el. L-am uscat pur și simplu cu uscătorul și cu degete. Și pentru mine, a avea așa păr cu volum și creț și frumos e vis. Vedem cu ce mă îmbrac astăzi. Actually, dacă mă uit așa în video, îmi place că mă arată cu leopard. Astăzi trebuie să refilmăm videoul pentru Foreo, pentru că, da, m-am înregistrat fără sunet. Way to go, Alina! Astăzi nu o să mă mai machiez pentru că trebuie să facem un hands-on review cu acest device de la Foreo. O să fac altceva de care mi-am adus aminte. O să mă dau cu Bonnie Lash pe sprâncene, pentru că e tot păr, nu? Adică trebuie să-mi iau și eu soluția pe care pus-o Carmen pe stories. Creșterea părului, sincer, și mine mă deranjează dacă îmi cresc sprâncenele ceva mai bine. Și eu o să mă dau așa frumos pe sprâncene. Am început să mă dau în fiecare seară. M-a motivat prietena mea cea mai bună, Carmen, pentru că a început și ea în fiecare seară să dea cu alopexia la sub cum cheamă. Și da, speram ca pe luna august de antol să avem sprâncene de lei amândouă. Ăsta este dealul pe care noi stăteam foarte mult atunci când eram mici. Ia uitați-vă încolo. Se vede apusul de soare. Și am zis că o să continuăm aici tutorialul. Până la urmă, pentru campania Vichy, am lăsat părul liber pentru că totul va fi în slow motion. Se arată mult mai bine dacă părul este în mișcare. În vârful dealului, în vârful țucluiului, cum ne plăcea nouă să spunem. O să facem acest tutorial. Nu am oglindă, am exact 3 agrafe la dispoziție și niște șampon uscat de la Vela pe care l-am furat de la birou ca să-i dăm volum și textură. Iau partea din față și o să o țin și de data asta o să rotez puțin așa, cu șuvițele alea din partea din față așa super messy. O să dau părul peste cap și îl prind așa, ca și cum ar vrea să-l prind într-o coadă, după care o să-l răsucesc și el pur și simplu se așează singur, după cum vedeți. Și ascundem vârfurile înăuntru. Și acum, cred că asta ar trebui să arate ca una dintre coafurile pentru care v-am promis un tutorial. Arată destul de decent, de fapt. Fixez aici în partea din spate. Dăm drumul. Și o să împart părul și pe o parte și pe alta. Și aceasta este una dintre coafurile pe care eu mi le fac atunci când deja ajung la ziua 4 sau 5. Nici nu mi-am mai pus părul pe moațe cum făceam de obicei seara pentru că am fost foarte obosită. Încheiem joia cu un apus superb acasă la bunica, pe dealul nostru preferat. Sper că v-a plăcut acest tutorial din natură. Ne vedem mâine. Neața, știu că am zis că
părul ăsta. Vreau să vă arăt cum, dacă dorm cu coafura asta, lucrurile sunt din ce în ce mai bune, însă nu pot să spun treaba asta. Deci am așa un coc într-o parte. Cam așa arată ziua mea, dimineața mea de vineri. Să-l desfacem și o să încercăm să-l refacem. Apparently l-am prins mult prea într-o parte ieri. Sau am dormit aiurea, nu știu. Să vedem cum mai arată părul. Suntem la ziua 5 și astăzi o să-i facem altceva. Scoatem câteva șuvițe așa pe parte, credeți-mă, asta e cea mai bună zi să-ți faci o coafură cu volum. Evident vreau ceva cu volum în partea de sus și o să-l fac așa ca pe frișcă. Mi-ar plăcea să-l pot prinde așa cum. Într-un fel abia aștept să-l spăl, însă, pe de altă parte, astea sunt zilele în care te poți juca atât de frumos cu părul. Poți face pur și simplu orice, îl poți prinde cum vrei tu, efectiv. Deci treaba e să pur și simplu să te joci cu el din toate direcțiile și să vezi ce obții. Să-l prind ca și cum l-aș prinde într-o coadă, doar îi las volumul ăsta aici la spate. Și da, șamponul ăla uscat funcționează, își face treaba. Prinde părul. Mai tragem aici câteva șuvițe. Petrec toată ziua la birou, căștile pe cap, pentru că am editat două videouri, poate chiar trei dacă apuc. Așa că vreau să-ți fie unul bun. Să pot să port căștile mai bine decât cu părul lăsat. Bun. Prindem chiar sub o grafă. Deja stă fixat foarte bine. O să port o jachetă dictată de un bun prieten al meu din Târgu Mureș. Ia uitați cât de tare arată. Da, am vrut să fiu numai palmiere astăzi. Yeah. We are off to the office. La birou, din păcate, după cum am spus și pe stories acum câteva zile, am pierdut două dintre videourile care ar fi trebuit să încheie această serie de 7 Days of Good Hair. Le-am pierdut în momentul în care mi-am transferat datele, nu știu, de pe telefonul meu, de pe iPhone-ul ăla 7, pe care le-am dat la sora mea, nu le-am mai găsit pe niciunde. Am zis, știi ce, video ăsta cumva trebuie să continue, așa că suntem aici să filmăm ultimele două zile de Good Hair. Mie deja părul, nu e vorba că nu mai stă nicicum, dar vârfurile sunt destul de șifonate și, într-adevăr, cam așa mi-ar fi stat după ce l-aș fi desfăcut din această coafură pe care eu mi-am făcut-o ultima dată pe video la bunica mea pe deal. În ultimele zile ale săptămânii, în ultimele zile ale acestui challenge pe care l-am făcut eu de 7 Days of Good Hair, bineînțeles că o să-ți prins părul, pentru că părul nu mai stă nicicum și trebuie prins. Așa că astăzi o să vă arăt două variante ca să putem încheia acest video, ca să pot termina eu de editat și de postat și să ajungă și acest video la voi pe YouTube. Am aici două elastice aurii și un fixativ de la Taft și îl vom folosi pentru a prinde părul într-un coculeț messy, foarte drăguț, care astăzi mi se pare că merge foarte bine cu rochia de la H&M pe care o port. Apropo, rochia asta o să fie available exclusiv pe online la H&M începând cu luna iunie, însă vă țin la curent pe Instagram, so follow me there! I am Alina Ceusan. Handle it. Să prindem părul în cocul ăsta lejer. Din nou, o să vreau să am ceva volum în spate. Să încep prima oară să-l prind într-o coadă simplă. Ceea ce vreau sunt două șuvițe în partea din față și să-mi las perciunii afară. Și asta e o variantă foarte bună când efectiv părul, ai impresia că nu-ți mai stă nicicum. Dar, de fapt, încă mai poate duce. Carmen e și aici lângă mine. Come in and say hello. Ne-am îmbrăcat astăzi amândouă roz din greșeală. Salutare. Da, acum chiar puteți spune că semănăm. Semănăm! Vai, ce semănăm! Care ești provozată față de mine. M-am rumenit. Te-ai rumenit. Pasul 1 este să prindem părul într-o coadă, în vârful capului și o să-l prind ceva de genul ăsta ca să-mi fac puțin volum. Wow! Cam așa arată coada. Vedeți că am lăsat puțin spațiu, o să mai trag puțin de părul ăsta ca să avem volum și în partea din spate. Și de aici poți să te joci într-o groază de moduri cu părul. Faci așa sau dacă vrei
poți face așa un coc mai înalt, de genul ăsta. Și ăsta arată super bine. Așa și cu două șpițe, ca un somn. O să mergem pe varianta mai înaltă și mai flat, care este și mult mai stylish, let's say. Noi nu suntem neapărat adeptele coafurilor tip coc, însă anumite coafuri care sunt așa messy și cu câteva șuviță pe lângă arată chiar bine. Mai ales în situația în care, efectiv, după 5 zile părul nu ți mai stă nici cum și trebuie să te ascunzi vârfurile. Voi folosi acest elastic auriu peste și o să încerc să-l ascund ca să nu se vadă la bază. Poți aranja exact așa cum îți dorești tu. Perciun, eu de obicei îl fac așa cu degetele. Look at me now. Getting paper. Bineînțeles, șuvițele astea le poți pune și pe o parte dacă vrei, însă mie îmi place mult mai mult cum arată pe două părți. Și pentru a avea acel look messy, pur și simplu le fixez în aer și le aranjez foarte puțin cu degetele. Perciunii le lăsăm jos, pentru că I'm the mother of perciuni. Mother of perciuni. Carmen râde aici lângă mine. Într-adevăr, acum 2 ani de Sun Waves, mi-am pus din greșeală perciunii și da, am rămas cu ei, așa că gotta deal with them. For days of good hair, asta ar trebui să fie ziua 6, dacă tot e bine și frumos în video meu. Here we are! O să-mi desfac părul din coc și o să facem un wet look, ca să vedeți cum se realizează și treaba asta. Am fost repede până jos la magazin și am cumpărat un gel de păr super strong de la Nivea. Este pentru băieți, but who cares? We boys. Singurul secret pentru un wet look reușit este să-ți pui gelul până pe, până ajunge pe pielea capului. Este gel transparent. Body-ul ăsta de yoga de la Elisabeta Franchi, scrie pe Elisabeta Franchi Moves, ca să meargă cu wet look-ul. Parcă wet look-ul ar fi o coafură potrivită ca să faci yoga, nu? Care merge cu look sporty, just like that. Ulvării. Și încercăm să udăm pe cât posibil rădășina părului până la pielea capului. General, chiar am zis la un moment dat că vreau să port mult mai des wet look, după care mi-am dat seama că părul cumva arată, se închide la floare și arată mai galben. Știți că mi-am dat seama la evenimentul ăla de la NYX, când am ieșit galben pui în toate pozele. Și căutam o variantă pentru un gel care cumva să-l păstreze. Și acum zic că ăsta e albastru. E albastru. Doar în spate, la fel. Sunt mai multe variante de wet look. Una dintre ele este wet look-ul ăla de păr, așa ușor mai masculin, care merge, de exemplu, la un costum de două piese, dacă vrei să ajungi seara la un eveniment super cool. Pur și simplu îți împarți părul în două și încerci să faci aici așa foarte puțin un wave-ish din breton. Că mie astăzi vârfurile efectiv nu stau nici cum și ar trebui să vorbim despre 7 Days of Good Hair. Hello, kitty! Dragoțule! Fac un full wet look. Tot. Arată bine, să presupunem că este duminică și e a 7-a zi din cele 7 zile de good hair și părul încă arată bine și nu l-am spălat încă. Acestea fiind spuse, trebuie să încheiem aici. Eu sunt plină de gel pe mâini, fetelor. Acesta a fost episodul meu de beauty special, 7 Days of Good Hair. Sper să vă bucurați, sper să vă ajute într-un fel sau altul acest video și, de ce nu, să încercați și voi acest challenge, începând de luni sau de când vreți voi, pentru că, după cum bine vă amintiți la începutul videoului, am zis că eu mi-am pus bigudiurile luni seara și mi-am dat seama că, efectiv, nu am unde să ies. Arătam frumos și stăteam în casă. Anyhow, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați thumbs up și subscribe și da, ne vedem în curând cu noi episoade de beauty și de fashion aici pe YouTube.